Salutare! Și bine v-am găsit! Astăzi vreau să vă prezint un detector de tensiune care pe mine m-a impresionat foarte mult și anume UT12M liniuță EU. Este de la Unit, un detector despre care producătorul ne spune că este și pentru uz profesional și că rezistă la o cădere de la 2 metri. Vă spun fără niciun fel de reținere că personal nu am văzut în acest segment de preț ceva care să fie măcar comparabil cu acesta și am avut câteva pe mână, unele chiar puțin mai scumpe. Este construit chiar surprinzător de bine, este robust. Nu scârție, nu... Aparent este foarte bine făcut. Toată partea asta roșie este confecționată din cauciuc. Aici, în partea superioară, găsim un buton cu care selectăm sensibilitatea detectorului, dar și funcția pentru detectarea câmpului magnetic. Aici avem un indicator care ne indică modul selectat. De exemplu, pentru o tensiune între 90 și 1000 de volți, indicatorul este roșu. Pentru 24-1000 de volți, indicatorul se face verde. Iar pentru detectarea câmpului magnetic, indicatorul este galben. Iar aici mai avem un buton care aprinde și stinge lanterna. Dacă tot le avem aici, o să ne jucăm puțin și cu aceste două detectoare. Primul este UT12A, iar acesta este UT13A. Aici avem doi conductori prin care am alimentat acest contactor. Albastru este nulul, maro este faza. O să ne jucăm un pic să vedem cam care este precizia cu care detectează. Începem prima oară cu acesta. Deci, dacă intenționăm să detectăm ceva, de exemplu, într-un panou, acesta nu prea este utilizabil. Acesta are și un reglaj, unde reglăm, evident, sensibilitatea. O să o lăsăm la minim. Acesta face o treabă mai bună. Dacă dăm sensibilitatea la maxim, deja detectează chiar și prin perete, dacă instalația nu este foarte adânc băgată. M-am mai jucat cu el și merge destul de bine. Era bine dacă mergea sensibilitatea dată chiar un pic mai încet, să nu fie atât de sensibilă, dar este destul de ok, adică se poate folosi. Prima oară îl selectăm pe poziția pentru 90-1000 de volți.
După cum se poate vedea, detectarea se face în trepte. Foarte, foarte precis. Dacă mărim sensibilitatea, ia să vedem ce se întâmplă. Chiar și așa se poate folosi. Fără probleme. Iar câmpul magnetic. Am aici o lanternă care are un mic magnet aici. Una peste alta, sunt foarte încântat de achiziție. Abia aștept să îl pun la treabă. Cu siguranță nu o să lipsească din geanta mea. După cum am spus, îmi place, este foarte robust. Da. Sper că v-a plăcut filmulețul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, pentru că o să urmeze și alte filmulețe poate mai interesante. Pa, pa!